Zăpada, poleiul, vizibilitatea redusă și temperatura scăzută le pot crea mari probleme șoferilor în trafic. Constantin Ciobanu, specialist în conducere defensivă, a explicat ce accesorii trebuie să avem în mașină în această perioadă și cum trebuie să procedăm în caz de înzăpezire. Constantin Ciobanu, specialist în conducere defensivă, a explicat care sunt cele mai importante reguli pentru siguranța noastră în trafic, în momentul în care conducem pe timp de iarnă. Astfel, în momentul în care suntem nevoiți să ne deplasăm cu mașina în timpul iernii, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că autoturismul nostru este echipat corespunzător. Mai ales în cazuri unor episoade de vreme severă, este bine să încercăm să stăm acasă, să nu ne transformăm singuri în niște potențiale victime. Dacă totuși trebuie să conducem iarna și vorbim despre un drum mai lung, înainte de a pleca este important să ne documentăm și să analizăm evoluția vremii. De asemenea, trebuie să pregătim mașina plecând de la elementele simple, precum curățarea de zăpadă a geamurilor, capotei, plafonului, farurilor. Sistemul de climatizare trebuie să fie funcțional. Trebuie să luăm în calcul faptul că parcurgerea unui drum pe timp de iarnă va necesita un timp de deplasare mai mare. Este important să fim cât mai vizibili în trafic, adică să comunicăm din timp toate manevrele pe care urmează să le facem. Anticipăm, frânăm din timp și circulăm cu viteză redusă. Trebuie să păstrăm o distanță care să ne ofere timp de reacție, astfel încât să putem manevra mașina. Trebuie să fim atenți în zona trecerilor de pietoni sau în zona semafoarelor, unde șoferii frânează sau pleacă puțin mai agresiv și atunci acolo pot să apară zonă cu aderență foarte scăzută. În caz de înzăpezire, este bine să avem în mașină o șufă, o lopată, un spray de givrant, haine mai groase, o pereche de bucanci și mânuși, a spus specialistul. Relatează Antena 3.ro.